emisiune sponsorizată de Solarex, producător de fertilizanți foliari. TerraSteel. Împreună construim mai bine. Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Satului. Mai este luna florilor, de aceea sunt și eu la Tătărani în Prahova să admir plantele doamnei Elena Andrei și să mai învăț câte ceva. Au înflorit irișii și trandafirii care ne îmbracă minunat grădinile și orașele, mușcatele care dau culoare balcoanelor noastre și bujorii care înveselesc orice curte sau casă. Știați că bujorul este una dintre cele mai vechi flori din România? Ei bine, pentru acest fapt, cei de la Facultatea de Horticultură din București au lansat oficial, sâmbătă 21 mai, un apel pentru strângerea de semnături online în vederea susținerii proiectului de lege Bujorul, floarea națională și simbol floral al României. Tastați www.petitionline.com/bujorul-floare-națională și simbol floral al României. Marea majoritate a țărilor au o floare națională ca element al identității lor, strâns legat de spațiul geografic, cultural și economic în care acestea se află și se regăsește în simbolurile statale. Vă dau câteva exemple. Laleaua pentru Olanda, Turcia și Ungaria, crizantema pentru Japonia, trandafirul pentru America, Marea Britanie și Bulgaria. Haideți să votăm și noi pentru bujor. Gata! Eu am făcut-o. Despre această floare minunată, cultivată pe 2 hectare de către Gheorghe Teodorescu la Lehli, Ugară și vândută la bursa din Olanda, vă va vorbi și colega mea Magda Olteanu. Dar înainte de asta o să urmăriți un reportaj realizat de Adela Eftimie, care vă va prezenta un mic producător de ulei care adună picătură cu picătură. Iar eu vă voi face cunoștință cu câțiva dintre viitorii lideri ai agriculturii. De la fermă la furculiță este o deviză europeană, însă din câmp la magazin este una brașoveană. Doru Dumitriu vă va aduce în prim plan doi fermieri de treabă cu magazine și tarabă. Iar la finalul primei părți, Marius Gavrilă ne va spune povestea unui fermier care a schimbat oile pe vaci. Se petrec multe schimbări în toate domeniile, dar asta parcă le întrece pe toate, pentru că producătorul nostru este din Sibiu, din țara oilor și a brânzei Telemea. De ce o fi făcut asta? Vom afla. Ne revedem la partea a doua a emisiunii de la ora 12. Vizionare plăcută! În comuna ilfoveană Berceni am întâlnit un om mai aparte. Este unul dintre acei producători care a avut o viziune deschisă asupra viitorului și a înțeles că se poate trăi și din procesarea uleiului la rece. Odată cu desființarea unităților din București, unde duceam în fiecare toamnă recolta de floarea sorului, la fabricile de ulei, a apărut această, pentru mine, această oportunitate, pentru că materia brută pe care o deam la intermediarii care au apărut pe piață nu reflecta costurile de producție și am zis, de ce să n-am eu o continuitate în procesul de cultivare a materiei prime și să o dau la indivizi. Da? Și de aici a pornit această idee. Deci materia primă este a dumneavoastră. Ce suprafață de teren aveți? Acum am o suprafață de 22 de hectare. Da? Da. Și cât cultivați cu floarea soarelui? 8 hectare. Am găsit o firmă din Timișoara și am luat legătura cu ei, m-au contactat și de acolo am cumpărat această presă. Cum a aflat lumea de dumneavoastră? Cine vă sunt cumpărătorii? În momentul când am apărut cu eticheta, da,
Atunci am fost cunoscut. De ce? Pentru că în baza atestatului de producător care l-am, am putut să fac un buletin de analiză la Institutul de Calitate Alimentelor, la ICA, București. Iar pe etichetă am putut să afișez calitățile produsului, cât și un telefon și o adresă unde se execută procesarea respectivă a uleiului. Cât și acolo, pe etichete, conform normelor europene în vigoare acum, e trecut și un scurt istoric. Că noi producem sămânța și tot noi o procesăm, nu cumpărăm de la terți. Dacă dorește cineva să vadă cum produceți dumneavoastră uleiul acesta, poate-i dornic să vadă presa. Foarte mult, să mă iertească, v-am luat vorba din gură. Păi nu, că vrem și noi să vedem, asta era ideea. Foarte mult și-au dorit și își doresc în continuare să vină aici să vadă. Foarte mulți, da. Și cu ocazia asta s-au convins. Ca să nu mai spun că mulți vin și le teamă să intre și îi invit. Zice, da. Ești prea deschis, că zice, știi că poate alții vin și e cu ochii după ciordeală, nu după da, da, așa mi-au răspuns. Da. Au venit și copiii să vizualizeze ca să vadă într-adevăr că mănâncă ceva natural și curat. Ce faceți cu șroturile, domnul Ștefan? Șroturile le dăm la animale. Aveți și animale? La animale, porci, la păsări, la ureala, produsul măcinat care îl facem pentru animale, se bagă aceste șroturi. Aveți concurenți pe piață? Aici în zonă nu. Nu știu pe nimeni în Zoran Preșbrin, nici... Mă refer la mici producători, pentru că dumneavoastră aveți competitori mari. Nu v-ați apucat să faceți, de exemplu, ulei rafinat? Nu. 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 Asta înseamnă industrializare, înseamnă... Da, și nu ați vrut, nu avea rost. Și nu am vrut să stric calitatea produsului. Când te gândești că aproape nimic nu gătești fără ulei, nu poți să nu admiri mintea sclipitoare a acestui om simplu și să nu te impresioneze faptul că se gândește să-i ajute și pe alții. Acesta este obiectul muncii unde desfășor eu activitatea, presa de ulei. E un produs românesc făcut la Timișoara. Pe aici se introduce materia brută, adică floarea soarelui. Aici, în aceste cuve, se decantează uleiul presat. Aici iese acest produs care se numește ștrot, resturile din procesarea florii soarelui, care îl trebuie la hrana animalelor. Ca să facem și o probă, da, vă rugăm. Pornim utilajul. Ce se întâmplă acum, de fapt? Acum, aici în interior are acest șnec care preia floarea soarelui, o duce spre capete, presând-o. Și după care, prin aceste orificii, iese uleiul în stare brută. Da, da. În stare brută, iese de o culoare cenușie, dacă vedeți. Da. Și aici aruncă șroturile. Și acolo aruncă șroturile. La presă, ați spus că presa aceasta lucrează 8 ore. 8 ore. Cât umpleți în astea 8 ore? Un butoi? Astea două. Două butoaie? Da, pentru că e cu două capete. Cât are un butoi? 40 de litri. Bun, mergem mai departe. 40 de litri brut. 40 de litri până brut. Net mai e. Da, da, așa este. După aceea tragem la aceste butoaie, în care eu îmi notez pe fiecare butoi data când a fost umplut, ca să știu peste câte zile trebuie să-l trag din butoi să umplu aceste sticle, peturile care le scot la vânzare. Dacă observați, pe fundul butoiului se observă încă o pată de negreală, că ele încă s-au mai decantat față de cum l-am tras de acolo din ulei. Tot termenul ăsta de 30 de zile pentru a ajunge în stadiul în care este acum acest ulei, e timp mort. Pentru un procesator industrial, timpul ăsta mort la el n-are de unde să-l acopere. Și nu poate să facă așa ceva.
Da. Pentru că e un timp mort pe care nu și-l scoate. Ca și bani. Nu și-l asumă. Și nu-l asumă. Da. Da. Și atunci intervine fiind filtrare, care la acest produs nu există. Acest produs este decantat liber. Filtrarea necesită și un pic de fluidizare și pierderea din proprietăți. Nu mai are aceleași vitamine. Da, aveți dreptate. Și un vin. Și gustul. Și gustul. Știți că ați spus de vin. La vin m-am și dus cu gândul. Da. E bună comparația. Da. Și vinul, dacă îl treci prin filtru, nu e același vin care se decantează în timp ca în butoi. Trebuie să vorbim puțin și despre facturile la energie. Oh. Pentru că presa noastră merge timp de 8 ore. Da. Au crescut facturile, nu? Da. Da? Cum vă mai descurcați? De multe ori s-a întâmplat că altceva s-a publicat prin presă sau s-a dat prin mijloace de televiziune și altceva a venit cu factură, știi, că de genul ăsta a fost. Și atunci singura cale ca să nu muncești degeaba în zadar este să mă adaugi la produs. Da. Banul care îl dai în plus. Ați adăugat mult? Da, am adăugat aproape 5 lei. Am solicitat la două persoane, am solicitat un domn, chiar un domn avocat de până Cornetu, și zice, domne, ca să fac un proiect, să mă extind un pic. Domne, zice, pe uleiul de floarea soarelui chiar nu e nimic. Nu e niciun proiect, nu se poate lipi nimeni de așa ceva, pentru că nu există în documentație așa ceva. Acum nu știu PNRR-ul ăsta dacă va apare ceva. Păi dacă ar fi să îi adresați o rugăminte sau o întrebare domnului ministru, care ar fi aceea? Întrebarea ar fi așa. Chiar dacă, în ciuda vârstei, ne putem dezvolta afacerea, cum putem accede și noi la aceste fonduri? Da. Pentru procesarea de ulei, da? Da. Cât și aș mai adresa o rugăminte privind sprijinul cuplat. Spre exemplu, eu declar terenul la Apia, că îl muncesc, da? Da. Producția mea de floarea soarelui nu o vând, o procesez. Da. Și ar trebui să se dea un sprijin cuplat pe acest segment. Spre exemplu, cel care produce roșii, da? El nu numai că livrează tomate, dar procesează și bulion. El atunci primește și un sprijin cuplat, pentru că își asigură singur cultura și procesează materia primă. Am plecat de la Nea Ștefan, impresionați de tot ceea ce am văzut, dar și cu gândul că, indiferent de câți ani ai, dacă vrei și iubești ceea ce faci, vârsta nu poate fi o piedică. Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă este o asociație non-profit și non-guvernamentală a fermierilor din România, care a lansat în 2019 programul Tineri Lideri pentru Agricultură, program care pregătește o nouă generație de antreprenori. I-am cunoscut pe câțiva dintre absolvenți la conferința națională, eveniment care s-a desfășurat de curând în capitală. Sunteți unul dintre cei 10 secretari executivi ai acestui club, o funcție foarte importantă, cu o mare responsabilitate. Da, este o nouă funcție creată în cadrul clubului și această propunere a venit destul de recent. Am acceptat-o cu mare bucurie pentru că, din punctul meu de vedere, este o continuitate a programului la care am participat, Tineri Lideri pentru Agricultură, totodată fiind și absolventa primei serii. Fiind mai în mijlocul problemelor, ați observat de ce scârțim noi pe aici, pe acolo, în acest domeniu? Da, vă pot răspunde la această întrebare. Scârțim pentru că normele nu sunt clare, sunt ambigue, fermerii nu le înțeleg, nu știu care sunt, de exemplu, termenele la care pot depune anumite proiecte. Eu, fiind la început, încerc din răsputeri să clarific aceste aspecte, dar
ca să pot produce o schimbare este nevoie de timp. Lucrurile nu se transformă peste noapte, dar cu pași mici și siguri, eu cred că ne vom îndrepta în direcția corespunzătoare și lucrurile vor fi mai clare și în domeniul legislativ și nu numai. În momentul în care ai urcat pe scenă, ai vorbit despre faptul că pământul e secătuit. Din punctul meu de vedere, toată treaba asta cu secătuirea pământului este adevărată. Sunt studii la nivel mondial făcute în străinătate, sunt mai multe decât în România, ca idee, prin care se dovedește că agricultura din ultimii 70 de ani, să spunem, a avut o evoluție bună din punct de vedere al producției raportate la unitatea de suprafață. Însă, cum am spus și pe scenă, în momentul în care noi fermierii mergem în câmp și inspectăm ochiometric sau nu numai culturile, alegem de cele mai multe ori să privim partea de deasupra solului. Este adevărat că ne interesează zona aceasta financiară, pentru că fără parte financiară nu putem avea o evoluție, nu putem avea un flux și așa mai departe. Însă, de multe ori, omitem să ne uităm și ce se întâmplă sub plante, pentru că, în cele din urmă, pământul este un organism viu, care și vorbește totodată. Ce va face grupul vostru inovator? În cadrul Clubului Fermierilor sunt ramuri la care tinerii lucrează pentru a schimba ceva la nivel național. Sunt oameni care pregătesc de-a lungul timpului și vor pregăti în continuare diverse cadre legislative care vor fi propuse către instituțiile de stat. Facem cercetări în zona aceasta de agricultură regenerativă, să zic așa. De și unde o să aveți bani? În momentul de față, sincer vă spun, ceea ce facem și ceea ce fac și eu aici se bazează pe voluntariat și pe dorința de a face ceva diferit, de a începe să producem o schimbare, prin simplu fapt că noi la bază suntem fermieri și suntem dornici să experimentăm lucruri, noi vrem să și vedem. Creierul uman nu crede până nu vede. Așa este. Dar dă-mi un exemplu, cum am putea regenera? Un exemplu simplu. Un exemplu simplu vi-l pot spune așa cum o spun tuturor. Indiferent de tehnologia pe care o aplici în ferma ta, că ești în ecologic, că ești în convențional, că faci agricultură conservativă, că orice tip de agricultură faci, acoperă solul tot timpul. Una dintre regulile de bază e ca solul să fie acoperit cu plante vii, plante verzi, toată perioada anului calendaristic. Sunt perioade din luna iunie-iulie când recoltăm orzul, rapița, de exemplu, dar vorbim în special de orz, pentru că în cadrul unui asolament după cereale, știm foarte bine, venim general ori cu rapiță, ori cu prășitoare, dar în cazul în care avem un asolament de orz, floarea soarelui sau orz porumb, toată perioada aia din iulie până în luna aprilie când începem semănatul porumbului, terenul în general în țară o să vedeți că este negru. În momentul în care terenul este negru, razele soarelui bat puternic pe el, iar pământul acela, în interiorul lui, prezintă o multitudine de microorganisme și macroorganisme. Se spune că o linguriță de sol conține mai multe organisme vii decât suntem noi oameni pe întreg globul. Așa că gândiți-vă ce înseamnă un hectar de teren care nu este acoperit cu materie vegetală și razele solare, când afară noi la umbră simțim 40 de grade, vă dați seama că la nivelul solului se înregistrează peste 70 de grade, iar la temperatura aceea moare orice vietate. De aici se rezultă secătuirea solului, de aici rezultă lipsa permeabilității, rezultă eroziune, rezultă băltiri și sunt sigur că dacă oamenii reușesc să conștientizeze că starea solului, vorbind de țara noastră, se află într-un stadiu destul de precar, cred că vom avea o șansă în plus să evoluăm mai repede și mai bine. Eu pun mare accent pe biodiversitate și pe lucrările, să zic așa, prietenoase cu solul. Ideile și viziunea mea
eu le consider ușor inovative în România. Mă bucură faptul că am întâlnit oameni în cadrul clubului care au îmbrățișat aceste idei și au îmbrățișat discuțiile pe care le-am generat în cadrul întâlnirilor noastre și uite că am ajuns în ziua de astăzi să prezentăm două grupuri de lucru care lucrează în zona de digital și în zona de agricultură ecologică și regenerativă și sper și cred totodată că într-un timp nu foarte îndelungat de acum încolo vor apărea și soluții cât mai optime. De ce ai ales vița de vie? Am ales vița de vie din dorința de a-mi urma pasiunea pentru viticultură. Provin dintr-o familie de agricultori, la a patra generație. Viticultura am studiat-o cu ghiozdanul în spate până să am propria cramă, mergând prin diferite crame din Europa și din România și încercând să înțeleg cum au procesul de facere al vinului și nu numai, cum se exprimă teroarul de origine al lor. Dar, cu siguranță, povestea a început în urmă cu 9 ani, când, din dorința de a-mi urma pasiunea în viticultură, beneficiind de sprijinul părinților mei, am înființat prima plantație de viță de vie pe o suprafață de 41,66 de hectare cu ajutorul programului de reconversie și restructurare. O mare onoare să fiu astăzi aici. Ai constatat în societatea asta agricolă că e nevoie de asociere între oameni, între idei, ca lucrurile să poată merge mai bine? Consider că este un moment zero și trebuie să ne dăm mâna cu toții pentru continuitate și inovație din toate punctele de vedere. Nu doar în viticultură, ci în agricultură, pe toate palierele de activitate. Orice plus este binevenit. La nivel european, sectorul agricol se confruntă cu îmbătrânirea fermierilor și a managerilor de fermă, cu accesul dificil al tinerilor la terenuri și finanțare, cu deficitul de forță de muncă specializată și decalajul de cunoștințe și abilități digitale între generații, cât și cu diferențele de calitate a vieții între mediul urban și cel rural. Pentru România, aceste probleme sunt mai acute, ca urmare a faptului că populația ocupată în agricultură are o pondere de 23%, adică de peste 5 ori mai mare decât media europeană de 4,2%. Drept pentru care, în cadrul conferinței, a fost lansat Pactul între generații pentru viitorul agriculturii. Prin acest document, Clubul Fermierilor propune stimularea și sprijinirea continuității intergeneraționale pe baza următoarelor principii. Principiul comunității și al solidarității, principiul subsidiarității și cel al competenței, principiul atribuirii și al proporționalității, al concurenței echitabile și a respectului reciproc, al unității și principiul național și european. Spunem de fiecare dată, nu putem în tinerii de astăzi să mai vedem o bază pentru viitor. Nu e adevărat. Dimpotrivă, au o mentalitate la care noi trebuie să ne adaptăm. Mai mult decât atât, tinerii au nevoie de un capital de încredere și capitalul de încredere se câștigă, atenție, nu doar prin ce dovedesc ei că reușesc să facă, ci și printr-o flexibilizare a celor la care se află capitalul ăsta de încredere. Adică mesajele care au venit astăzi de la miniștri, de la guvernatorul Băncii Naționale, de la profesorii universitari, totuși arată că e o înțelegere mai bună acum a faptului că generația asta viitoare, în care ne punem speranța succesiunii, continuității, are nevoie nu doar să ne răspundă cerințelor noastre, ci să dovedească că merită să preia, ci are nevoie și de o înțelegere din partea noastră că suntem capabili să ne adaptăm la felul cum ei s-au format. Vreau să fac o mică remarcă. Toată lumea vorbește de succesiune, de preluarea afacerii părinților. În cazul meu,
lucru foarte clar. Da? Am impresia că această succesiune a devenit o vorbă goală și nu este cu adevărat susținută din punct de vedere legislativ, ca să nu spun altfel. Am impresia că succesiunea asta devine notarială și când te scoate cu picioarele înainte, din momentul ăla se va face succesiunea notarială și omul într-adevăr preia afacerea ta. Orice altceva vei face să-ți ajuți copiii să înființeze afacerea proprie și să se ia de agricultură pe cont propriu, orice ai face să-i ajuți este considerată ca o activitate de evitat, cu alte cuvinte, crearea de condiții artificiale. Foarte simplu. Cred că ar trebui să ne hotărâm odată. Vrem cu adevărat ca acești tineri să preia frâiele exploatațiilor și să se le ducă la alt nivel? Sau punem în continuare o preliște? Am impresia că asistăm așa la un concurs de ce restricții mai punem fermierilor români din toate direcțiile. Având în vedere promisiunile de susținere venite atât din partea reprezentanților forurilor europene prezenți la conferință, cât și din partea autorităților naționale, să sperăm că agricultura românească va arăta altfel peste 20 de ani, când tinerii fermieri de astăzi își vor transfera afacerile urmașilor lor. Noi am început cultivarea bujorilor în anul 2010, când am înființat prima jumătate de hectar cu material provenind din Olanda. Trei nuanțe de roz, roșu, corai, alb. Și pe parcursul timpului, cum ați evoluat? După 2010 am început și am mai cultivat. La început încă jumătate de hectar, care era terenul disponibil în acel moment, după care am mai cumpărat un hectar de teren pe care am cultivat tot bujori, iar acum avem 2 hectare. Dumneavoastră ați dat tonul cu bujorii în România. Da, am creat valul ăsta cu cultivatorii de bujor și cred că în momentul ăsta sunt 10-12 hectare de bujor cultivate cu material olandez, pentru că mai există bujorul tradițional românesc, care este o formă rustică așa, dar și ăla este foarte frumos. Cultivând bujorul ăsta cu valoare foarte mare, automat și prețul celuilalt a crescut. Dacă la început era 30-50 de bani, anul trecut s-a vândut cu 1,50 lei și 1,80 lei. Deci a fost ceva benefic și pentru cultivatorii de bujor românesc. Cred că a apărut așa un interes și din partea organizatorilor de evenimente. Da, se caută. Sunt foarte multe mirese care solicită bujori, mai mult rospal, este un soi alersii rospal, de asemenea albul este foarte solicitat și cred că începând să cultivăm mai mult în România am cam redus importul din Olanda, mai ales acum, în perioada asta, pentru că în Olanda a început recoltatul de mai multă vreme, ei cultivă și în seră și în solarii. La noi condițiile climatice sunt perfecte pentru această perioadă, care diferă de la un an la altul. În acest an, când au început să îmbobocească? A fost un an, o iarnă și un an ciudat. Toată lumea a spus, oh, ce iarnă blândă, nu știu, dar toată vegetația a fost întârziată cu 10 zile, 2 săptămâni. Și dacă în alți ani am început recoltatul, de exemplu, la bujori, 28-29 aprilie, anul ăsta, efectiv, am început pe 10 mai, aproape 2 săptămâni mai târziu. Și trebuie să le spunem telespectatorilor că îi recoltați la stadiu de boboc. Noi îi recoltăm la stadiu de export în Olanda, la bursă. Și în anumite condiții de livrare, nu? Trebuie asigurată o temperatură în tirurile acelea, da, cu care... Da, bineînțeles. Noi îi recoltăm, îi așezăm pe cărucioarele acelea de flori, îi punem în depozitul frigorific la 2-3 grade, îi punem în tir la 2 grade și ajung la bursă în condiții foarte bune, pentru că altfel ar înflori, s-ar deschide
ceea ce nu este permis. De când ați înființat cultura, aveți acest contract cu bursa din Olanda, nu? Majoritatea producției noastre merge la bursă, iar o parte se vinde și în România dacă este solicitat și dacă solicitanții suportă prețul. Noi îi trimitem în stare brută, neambalați, pentru că în timp ar fi, îi ambalăm astăzi, îi încărcăm mâine sau poimine, două zile pe drum, încă o zi, așa, și nu mai se prezintă proaspăt. În schimb, noi îi trimitem în stare brută, acolo îi ambalează și în bursă intră fresh. Și sunteți mulțumit de prețul de la bursă? Da, de regulă am fost mulțumiți. Anul ăsta se pare că lucrurile nu evoluează prea bine. Prețurile sunt mult mai mici decât în anii trecuți, mult mai mici. În contextul acesta geopolitic? Da, importatorul major de flori nu mai are acces. Așa că vom livra o cantitate mai mare pe piața internă, mai ales că în România avem un mic avantaj ca perioadă de recoltare față de alți producători din alte zone. Bujorul acesta are un rizom în pământ, nu? Da, are un rizom, este o rădăcină ramificată care se plantează cu 3-5 ochi, iar în timp se dezvoltă foarte mult și poate să emită în funcție de soi și până la 30 de tije florale. Aș vrea să vă rog acum să ne vorbiți puțin de schema de plantare, de condițiile în care trebuie să trăiască bujorul. Bujorul este o cultură perenă, se plantează odată la 10 ani normal. La noi sunt condiții mai bune aici de sol și rezistă și mai mult. Cultura pe care o vedeți în imagine are 12 ani deja. Necesită o îngrijire serioasă, se pregătește terenul foarte bine. Noi plantăm de regulă două rânduri în bandă la 60 de centimetri, lăsând între benzi un metru pentru transport la recoltat. E absolut necesar sistemul de irigat, fertilizăm, irigăm de câte ori este nevoie. Și văd că sunt plin de boboci. Cam câți boboci ar avea pe o tufă? 20, în medie 20, să zicem că mai sunt și plante, dar nu recoltăm 20. Din cei 20, 6-7 le rupem bobocul pentru ca să rămână tija cu foliajul să dezvolte rizom în continuare, să-l hrănească și să-l dezvolte. Deci pentru producția anului următor. Pentru producția anilor următori. Și aș vrea să vă rog să ne vorbiți și despre soiuri. Câte aveți și ce culori? Da, noi avem aici 8 soiuri. Avem grena, avem roșu, 2 soiuri, avem alb, avem corai, 2 soiuri și 3 soiuri roz, roz pal, roz normal Sarac Bernard și un roz ciclam Alex Fleming. Cel mai timpuriu este cel grena, Red Grace. Piața românească solicită bujorul grena. Și cel mai pretențios, cel mai greu de îngrijit? Toate soiurile necesită grijă maximă ca să dea rezultate maxime. Irigat, fertilizat, imediat după ce s-a terminat recoltatul, până la recoltatul de anul următor. Și cu bolile și dăunătorii? Și bujorul are și boli, mai puțin dăunători. Zilele trecute a fost o invazie de viespea rapiței, dar fără consecințe asupra bobocilor, erau plini de insecte, dar nu, a durat decât 2-3 zile. Am vorbit cu partenerii din Olanda și acolo era aceea situație. Și alți cultivatori din România m-au sunat și m-au întrebat ce să facă. N-a fost nicio problemă. Bolile, da, într-adevăr, în anumite condiții climatice sunt atacați și uneori destul de agresiv de botritis. De asemenea, botritis foarte pronunțat în spațiile protejate și
fitoftora care distruge, și noi avem o groază de tije care s-au infectat cu fitoftora și mor. Le facem tratament, ar trebui tratament masiv, așa, dar n-am. Mă rog, anul ăsta se manifestă mai mult decât în anii trecuți, dar nu îngrijorător. Adică n-au distrus cultura, da. O să luăm măsuri, da, abia după ce terminăm cu recoltatul. Important este să apucați să scoateți măcar investiția, v-ați spus-o? Da, 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 bineînțeles, că altfel desfințam cultura și vindeam rizomi. Nu, nu, noi folosim cultura ca flori tăiate și vom continua. Vom continua, e și o pasiune, e și o mare plăcere, așa, când de la zi la zi vedem că se mai înalță, se mai colorează. Și intenționați să vă extindeți? Nu, nu avem posibilitatea, pentru că asta e toată suprafața de care dispunem, 4 hectare, 1 hectar de seră, 2 hectare cu bujor, și nu ne gândim, v-am spus, am creat o armată de cultivatori de bujor, ne-am creat cu bună știință, sau mă rog, naivi, ne-am creat concurență de foarte multe ori neloială, pentru că ar trebui să fie așa niște înțelegeri măcar mutuale între noi cultivatorii, cum sunt în alte țări, dar la noi nu funcționează treaba asta și ne mai trezim că nu ne aliniem la prețuri cât de cât rezonabile. Cum se întâmplă și cu lalelele, că e aceeași poveste. Da, da, da. Păi, și lalelele, tot noi am creat armata de cultivatori începând din 2004 cu tehnologia olandeză, că mai cultivau înainte și eu am cunoștințe care au cultivat lalele o viață întreagă, dar puneau rândurile la 20 de centimetri, lalelele la 10 centimetri, ori când am început noi cu 400 de bulbi la metru pătrat, nimeni nu făcea lumea, așa. Da, toată lumea s-a mirat, își făceau cruce. Da. Și apoi ați cucerit piața. Da, am cucerit. După 2-3 ani au început și alți cultivatori și acum s-a ajuns că se importă de la bursă numai anumite soiuri, mă rog, deosebite, involte, papagal, care de regulă nu se cultivă la noi pentru că nu este o cerere constantă. Ați fost mulțumit anul acesta de producția de lalele și de piață, de rezultatul muncii? Da, până la urmă, da, n-am avut încotro datorită cheltuielilor pe care le-am avut incredibile la gaz și la curent electric, așa, și la celelalte, automat salariile, a crescut salariul minim, noi suntem totdeauna cu ceva mai mult de salariul minim, cheltuielile au crescut foarte mult și am fost obligați ca după 15 ani să trecem de la 1 leu plus TVA la 1 leu 30 plus TVA. Deci ați mărit și dumneavoastră. Nu mai puteam, adică ieșeam în pierdere și trebuia să închidem porțile. Când ați devenit fermier? Fermier am devenit în anul 2000. Ne-am, având alt domeniu de activitate, ne-am gândit, provenind în familii de crescători de animale, să trecem și pe creșterea vacilor de lapte. Deci aici la Covasna aici era la Covasna. Tradiție. Da, da, e o creșterea. Tradiție, da. Suntem crescători de animale din generații. Primii pași în ale agriculturii. Primii pași care am făcut, am importat un efectiv de 30 de juninci gestante din Germania, din zona Bavaria. Bălțată românească, Zimental, care le s-au transformat în bălțată românească la noi. Și spuneți-mi, efectivul cum l-ați mărit? Ați reținut viței făcuți fătați? Sau? Da. Deci efectivul l-am mărit reținând vițelușile și crescându-le în zona noastră aici, care s-au aclimatizat destul de bine. Acum câte animale aveți? Acum avem undeva la cam 120 de vaci care sunt în lactație. Da, da, în lactație, și restul, tineretul și vacile în așteptare și tineretul aferent, ajungând undeva pe la 250 de capete.
de la mic la mare. După ce am luat văcuțele și prima dată laptele l-am dat la procesator, da, ajungând, făcându-ne niște calcule, că munceam aproape degeaba, că cât câștigam, atâta și cheltuiam. Era și prost prețul. Da, ne-am gândit la o prelucrare a laptelui. O prelucrare a laptelui. Când ați început să procesați laptele? Să procesăm laptele am început cam acum 10 ani. Cam în 2010 am început să prelucrăm. Și care au fost primele produse pe care le-ați făcut? Primele produse, produsele Telemea, Caș. După aia am trecut pe cașcaval, după care am trecut și pe produse acidofile, pe sana, iaurt, proaspete, smântână, proaspete, da, da. Și acum facem toată gama de produse din lapte care se cer într-un magazin. Ne-am deschis și acum suntem la 3 magazine, unul în Covazna, 2 în Brașov, unde ne vindem aproape toată producția. Este mai rentabil așa pentru dumneavoastră? Cum ați calculat? Este mai rentabil. Aici tot rămâne un profit. Aveți și teren la câmp? Avem și teren, da. Lucrăm și teren agricol, deci suntem de la câmp până la magazin. Facem tot fluxul tehnologic. Deci faceți furajul, da. Furajul e suficient, da, pentru animalele, da, pe care le aveți? Da. Laptele mai luați și de la alții? Sau? Nu. Prelucrăm numai laptele care îl producem noi în ferma noastră. Deci procesați. Aici ne asigurăm că produsul este bun. Dacă noi producem laptele, producem un lapte de calitate, mult, curat. N-aveți pe cine să dați vina. N-avem, da. Și acum, de 2 ani de zile, aproape 2 ani de zile, având un stand de mulți mai mic, am hotărât să investim în 2 roboți. Aveți o sală de mulți. O sală de mulți, câte, da. Câte posturi aveți? Cu 6 posturi, unde se mulgeau 6 vaci și ne-am gândit, ori modernizăm, facem un stand nou și ori cumpărăm 2 roboți. Și am cumpărat 2 roboți de mulți. În ce an s-a întâmplat asta? Acum 2 ani. Acum 2 ani. Da, da. În 2019. Și rentabil cu roboții? Da. A crescut un pic și producția de lapte și mulgem un lapte mult mai de calitate. Omul nu intervenind cu mâna lui, decât laptele de la robot se duce direct în tanc și de la tancul de răcire și se duce direct în prelucrare. Și dacă are o problemă de calitate, el este, da, dus separat. Da. Tot laptele care robotul îl dă singur. Laptele îl distribuie unde trebuie, da. Că laptele care nu e conform cu medicamente, cu colostru, deci el este dat în altă parte, deci nu automat. Da, este, analizele sunt în timp, da, real. Da, da, da. Și vă mai gândiți să mai accesați fonduri europene? Ați luat? Da, ne gândim. Acum așteptăm să vedem, să luăm ceva, să luăm fonduri europene, să ne mai dotăm cu utilaje și chiar să mai construim încă un grajd. Și poate să chiar să mai montăm încă 2 roboți de mult. Cine vă mai ajută aici în fermă? Mă mai ajută și cei doi fii ai mei. Am unul care are 30 de ani, celălalt mai mic are 18. Mulți înainte. Da. Cel de 30 de ani care e deja se implică în el ocupându-se de prelucrarea laptelui și de distribuție, are grijă de magazine, eu fiind pe aici, pe lângă fermă, cum zice. Am înțeles. Păi încet, da, încet o să vă scoată la pensie, da, și o, da, să îi, da, lăsați, da, pe ei. Cei bătrâni rămân, cum zice pe la noi, e baci, rămâne pe la fermă. Exact. Și concluzia e că n-ați muncit degeaba, da, da, până acum. Da. Vreau să las totul lor, să continui ei tradiția asta, să o ducă mai departe. Prin urmare, ferma de la Covasna are prezent, dar cu siguranță o să rămână pe mâini harnice și bune. Aceeași soartă și la cealaltă fermă, de lângă Zărnești. În momentul în care am înființat această afacere împreună cu familia în anul 2006, ea a fost gândită pe termen lung ca o afacere from farm to fork, este conceptul în engleză, ca să zic așa, din fermă în farfurie, adică asigurarea lanțului scurt de producție, prin care să controlăm procesul de producție, să controlăm cultivarea terenului, să avem grijă de la bunăstarea animalelor și să ajungem cu niște produse curate și sănătoase la consumatorul final. Acesta e un concept propulsat de noua strategie a Uniunii Europene, prin care se încearcă trecerea la un alt tip de agricultură regenerativă, ca să zic așa, și sustenabilă. Câte hectare de pământ lucrați? 300 de teren arabil și în jur de 300 de, să zicem 500 în total. În total, dintre mare parte, 80% dintre ele fiind în arendă.
Și animale? Câte animale aveți? Momentan 300 de, 300 de animale. Suntem o fermă medie, ca să zic. În lactație? În lactație 110, să zic. 110. Și folosiți tot laptele, nu mai vindeți nimănui lapte? Noi totodată facem parte din cooperativa BioCarpatia, o cooperativă care încearcă să promoveze produse ecologice. Am fost invitat să participăm în acest proiect și o parte din lapte merge către această cooperativă fiind certificat ecologic. Totodată considerăm că o soluție a agriculturii românești este cooperarea și adunarea împreună a micilor producători în diverse forme de organizare pentru a putea face față provocărilor și economiei actuale. Practic, tata s-a apucat de afaceri cu animale și așa mai departe. Pot să zic că fiecare are contribuția lui, fiecare e pe segmentul lui. Eu cu soția ne ocupăm de partea de marketing, de vânzări, dar totodată, când lăsăm costumul, pot să zic că luăm halatul și tot așa. Este o întreagă... Dar ești oricând gata să preiei ștafeta de la tata? E mult spus a prelua ștafeta. Noi suntem în ștafetă de ceva vreme. Cum am spus, am încercat să construim o afacere de familie în care fiecare să aibă rolul prestabilit și să putem să o dezvoltăm așa cum am face pentru dezvoltarea familiei noastre. Asta, practic, e deziderată. Și noi ne considerăm fiecare client, fiecare angajat, fiecare om care ia contact cu produsele noastre ca fiind partea familiei noastre. Ce produse faceți? Lactate și brânzeturi artizanale, produse din lapte 100% natural, provenit din ferma noastră. Nu mai luați de la altcineva lapte? Într-o mică măsură încercăm să susținem și producătorii din aflații în împrejurimea ceilalți, noastră. Da. Da, producători mici care prin asta își realizează existența, practic. Am văzut pe produsele voastre că scrie produs montan. Despre ce e vorba? Ce înseamnă produsul montan? Produsul montan certifică un produs de o calitate superioară, provenit din zonă montană, produs din lapte provenit din zonă montană. Este o autorizare prin care producătorii pot beneficia de anumite facilități, în sensul de promovare mai bună, în sensul de accesare de fonduri pentru promovarea produselor provenite din zonă montană. TVA redus? Și e o diferență de gust. Laptele de munte se diferențiază de restul produselor aflate pe piață printr-o altă calitate a gustului și a texturii produselor. Avem și TVA-ul de 5%, care e un beneficiu foarte, foarte important în vremurile pe care le traversăm de pandemie și criză economică. Am regăsit la o nouă ediție a rubricii Produs în România, numai la Viața Satului. Iată că, într-adevăr, avem un produs în România. Este vorba de un ulei special presat la rece. Are un nume și mai special, De la Luna. Am găsit și niște instrumente interesante, așa cum am vorbit de fiecare dată în fiecare ediție a rubricii. Aici suntem cu Felicia Tulai, care ne spune două vorbe despre ce înseamnă toată povestea asta? Unde se produce acest ulei de floarea soarelui presat la rece, care este un ulei special? Uleiul de floarea soarelui presat la rece a început să se producă la Luna, de acolo și numele din care le-am dat produsului nostru. Acum suntem în comuna Luna, Sat Luncani, pentru că acolo am construit încă din 2016 o fabricuță nouă. O fabricuță care, de fapt, și de-aia îmi place să spun că este fabricuță, este integrată cumva în arhitectura comunității. Noi folosim sămânță locală. Când spun sămânță locală, e evident că nu e doar din Luna, deși cea mai mare parte este achiziționată din zonă. Având în vedere că suntem la intersecția dintre cele trei județe, Cluj, Mureș
și alba. Sămânța este de floarea soarelui, este de la fermierii din aceste trei județe, cât mai aproape de noi. Resursa de semințe este exact. De acolo. Resursa umană este de acolo și este chiar din comuna Luna, da. Toți angajații noștri. Și am văzut că aveți și un instrument foarte interesant. El arată această legătură cu comunitatea. Da, este un proiect foarte drag sufletului meu, pentru că este o carte cu povești și bucate de la Luna, pe care l-am inițiat în 2017 împreună cu Asociația Femeilor Voluntare Luna. Da. Un proiect de suflet, pentru că, după cum se vede și în titlul ei, de la bunici adunate și apoi nepoatelor date. De ce spunem chestia asta? Spunem pentru că el include 10 rețete pe care sunt specifice comunității noastre, care fiecare în spate are câte o poveste. Și am ales să le și tipărim și să le punem în varianta asta, tot cu povestea lor, pentru ca noi și generația care urmează să fie mult mai aproape de ceea ce a însemnat tradiția locală. Pentru cei care ne urmăresc, înseamnă, deci, proiectul antreprenorial cu uleiurile, e partea de cultură și recoltă care este acolo și pe care o valorificați, comunitatea locală cu această asociație și un instrument foarte interesant, cartea de rețete. Exemplul pe care vi l-am prezentat este un produs de Cluj. Ilustrează ceea ce am spus întotdeauna și am arătat întotdeauna. Promovarea produsului alimentar poate și trebuie fi făcută în legătură cu area geografică, cu cultura locală. În fiecare ediție a rubricii Produs în România v-am spus despre asta. Modelul de la Cluj poate fi copiat, replicat, să zicem, de fiecare județ din România, de fiecare regiune geografică, poate chiar de mâine. Ce mai așteptați? Câteva idei? Am stat de vorbă cu cineva de la Asociația Produs de Cluj. Suntem împreună cu Ramona Moldovan, care este director al Asociației Produs de Cluj. Ce înseamnă asociația asta, să zicem, în vechime? În vechime înseamnă 11 ani. 11 ani de activitate. 12 ca și înființare al asociației, dar 11 de activitate efectiv. Am început în 2011, în iunie, am avut primul târg Produs de Cluj, desfășurat în Cluj-Napoca. Asociația este înființată, susținută, finanțată de Consiliul Județean Cluj. Așa a luat naștere această asociație, care are ca obiectiv principal promovarea culturii tradiționale, a valorii locale, și pentru a ajunge să ne îndeplinim acest obiectiv, în principal organizăm târguri Produs de Cluj în țară și în străinătate. Pe lângă promovarea pe care o facem pentru târguri, facem promovările și pentru ei, adică partea de online. În partea de online ne implicăm și noi ca să îi sprijinim. Iar în plus, pe lângă târguri și pe lângă promovarea pe care o facem în mod curent, avem și magazinul online, magazinprodusdecluj.ro, unde o parte dintre cei care participă la târguri au produse în magazinul online. Se pot face comenzi acolo, iar noi livrăm la domiciliul consumatorului. Ați observat în timpul de când lucrați pe proiectul acesta, pe de-o parte, inițiative similare, dar foarte pe scurt, în România, sau ați văzut lucruri interesante, similare, în Europa, în rest? Da, s-au înființat alte asociații după modelul nostru, da, sau pe un alt model, dar asociații la nivel județean, la, da, nivel local, Asociația Producătorilor din Alba, din Maramureș, din Sibiu. În materie de parteneri, dacă există o presiune, să zicem, că bate lumea la ușă și spune vreau și eu să particip la un eveniment, și atunci care sunt criteriile de selecție, cât de cât obiective? În primul și în primul rând trebuie să fie producător 100%. Nu trebuie, okay, să cumpere și să revândă. Da, da? Da, deci trebuie să producă cineva care prelucrează, exact, o materie primă. Care este procesator, asta care e este fermier obligatoriu. Da. Apoi trebuie să dețină, sau în primul și în primul rând, trebuie să aibă formă juridică. Da. Fie trebuie să aibă certificat de producător. Da. Sunt foarte mulți producători care funcționează în baza unui certificat de producător. Fie trebuie să fie întreprindere individuală, asociație familială, persoană fizică autorizată sau SRL. Deci producător, formă juridică, adică exact, să aibă
producător, formă așa, juridică, toate avizările sanitar-veterinare sunt trebuie în să fie regulă, este clar. Trebuie să fie în regulă. Dar la partea de localizare. Trebuie să fie din Cluj, din județul Cluj. Exact, deci asta este principal. Asta e foarte important ca criteriu. Trebuie să fie din județul Cluj. Acum, pentru că noi ne-am dezvoltat foarte mult și pentru că noi am participat la evenimente în foarte multe zone din România. De câte ori mergeam într-un alt județ în care participam pentru prima oară, invitam și producătorii locali din acea zonă, care primeau aceleași condiții ca și producătorii clujeni, pentru că, în definitiv, noi ne dorim promovarea produsului tradițional românesc. Da, și vrem să promovăm produsul local. Asta este și rubrica de la Viața Satului, produs în România. Care ar fi cel mai important lucru la care ar trebui să gândească dacă ar porni la drum să facă o astfel de asociație? Să țină... Cel mai important lucru este că atunci când își organizează baza de date și în care își creează grupul de producători și meșteșugari cu care lucrează, să verifice că acei producători să aibă produse de calitate, să fie produse certificate, să fie 100% producători. Am înțeles. Este cel mai important. O să închidem discuția noastră cu, sigur, toate cele toate bune de la Cluj, deși suntem în București, este produs de Cluj. Am venit cu toate cele bune de la Cluj la București. Da, și cu un pahar de vin de la producția vitivinicola USAMV Cluj-Napoca, care e excepție la nivel de țară, că ei produc alimente cu studenții, testează. Așa e, la mulți ani, deci, sărbători fericite. Produs în România, vă mulțumim foarte mult, rămâneți alături de Viața Satului și să ne urmăriți în continuare la Produs în România. Asociația Produs de Cluj a luat ființă în 2010. Fondatori, Consiliul Județean Cluj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, Agro Transilvania. În 12 ani de existență, 214 producători promovați, 113 târguri și evenimente, 600 produse de Cluj. Produse agroalimentare, meșteșugăre și de artizanat, naturiste, cosmetice și de îngrijire personală. Participare la târguri regionale, Cluj-Napoca, Timișoara, internaționale, Agraria, Grünwoch, Berlin. Magazin online Produs de Cluj. Să rămânem și astăzi în județul Sibiu, acolo unde se produce renumita telemea de oaie atestată. În reportaje anterioare v-am prezentat multe dintre problemele crescătorilor de ovine, vom reveni asupra lor, dar astăzi am ales să vă prezint un crescător de vite, tocmai din ținutul ovinelor. Cum a ajuns fermierul nostru să renunțe la oi și să crească vite, ba mai mult, să producă o telemea altfel, tot din rețete moștenite, veți afla în reportajul de astăzi. De ce vaci și nu oi? Păi am stat și ne-am socotit și s-ar părea că sunt mai rentabile. Prima dată am avut oi, tata, și nu au mai mers, n-am mai avut oameni la ele și le-am vândut și ne-am axat pe vaci. Am pornit de la 5 vaci și am ajuns la 50 și de capete. Unde a căzut socoteala când creșteați oi? Oaie profitabilă în perioada de la 1 mai până în septembrie. De la 1 mai miei, brânza, după 1 septembrie, deci trebuie numai să investești în ele. Investești și vara pentru fân, pentru tot, pentru porumb și tot ce trebuie, oamenii, plata oamenilor, deci de la septembrie nu mai ai venit. Deci trebuie tot din... Da, deci pe toată perioada de iarnă trebuie numai să cheltui. Trebuie să cheltui, da. Așa, și ați ajuns la vaci. Am ajuns la vaci. Vacile, toată perioada anului îți aduce venit, că ele au perioada de... și le facem montele să... pe tot parcursul anului să avem lapte.
iarna e un pic mai probleme, mai puțin, dar pe vară este și venitul vine în continuu. Văd că efectiv este de bălțată. Stabulația cum e? Numai la interior sau aveți și la pășune? La pășune nu. Perioada asta sunt toate aici. Da, aveți pășunea dumneavoastră? De la primărie. Deci luată, închiriată. Ce producție aveți acum pe fermă? Pe undeva la... Am puține, am multe de fătat și perioada de iarnă am undeva la 100 și ceva de litri pe zi. Până în 200 de litri de lapte. Până în 200. Și cea mai performantă vacă cât dă? Păi cea mai performantă undeva la 25 de litri de lapte pe zi. Și cu mulsul cum faceți? Cum produceți? Mulsul e mecanizat, cu mașină de muls, cu generator, că aici nu avem curent, că suntem garajul ăsta l-am făcut undeva afară din localitate și mai avem până să ne branșăm la stâlpii aici la noi în loc, dar... Fonduri europene ați accesat? N-am accesat, deci ce-am făcut aici, ce se vede numai din surse proprii. Și nici n-aveți de gând? Păi, nu știu, fiica mea cu... să vedem acum ce gânduri are și cu un proiect ceva. Dumneavoastră sunteți un tată fericit. Are cine să vă continue munca. Da, da. Cum v-ați gândit dumneavoastră să dezvoltați totuși această afacere? Pentru că bănuiesc că v-ați gândit la o mărire de efectiv măcar. Deocamdată am ajuns să deam un pugrajdu ce avem. Apoi să vedem dacă mai facem vreunul, dacă mărim. Acum am o familie aici care mă ajută în gospodărie. Cât, nu, dacă mărim efectivul, va trebui... Alt adăpost, oameni mai mulți? Oameni mai mulți. Oameni găsiți la muncă? Să știți că de 7 ani am avut familia asta și noi ne-am gospodorit aici ca în familie, toți. Acum vom vedea mai încolo, pe parcurs, ce mai vine. Ce faceți cu laptele pe care îl mulgeți, cu producția de lapte? Păi, laptele îl procesez eu, fac telea mea de vacă și îl vindem la piață, la magazine, de acasă, la oameni în sat. Ne descurcăm. Acum, la piață ce înseamnă? Dumneavoastră vă duce să vindeți sau vine cineva să cumpere? Vine și cumpără, că nu avem timp și de stat în piață, că avem mult de lucru aici în fermă și o dăm. Deci brânza o vindem și merge pe piață. Mai este rentabilă zootehnia? Pentru că, uite, probleme încep să tot apară. Cum simți? Eu, după metoda mea de prelucrare a laptelui, mi se rentează pentru că am o metodă specială care undeva la 4 litri jumate de lapte mi iasă kilul de telemea și asta e moștenire de familie și se rentează. Dacă stăm să socotim, se rentează. V-ați gândit să atestați ceea ce faceți dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră înțeleg că aveți o rețetă specială, este moștenită această rețetă, da. Nu poate fi acest produs al dumneavoastră, telemeaua de, hai să zicem, de Apoldul de jos, să fie atestată? Păi, cred că da, m-am gândit. Și în viitorul apropiat poate putem face să o brevetăm cumva, să... Păi, acum aveți sprijin de nădejde, nu? Aveți și fata care urmează o facultate de profil. Cât credeți că ar putea ajuta lucrul ăsta, branduirea unui astfel de produs? Păi, cred că ajută, ca să ne putem descurca mai bine, să dăm toată marfa ce o facem, că pe perioada de iarnă nu-i de ajuns, dar vara mai rămâne și să nu facem stocuri, că telemeaua noastră e bună proaspătă și nu putem lăsa să se învechească. O dăm tot proaspătă. Deci... Aici, în zona dumneavoastră, producători de telemea de vacă, câți mai există? Nu mai cunosc. Deci aici la noi nu. În alte zone în Sibiu mai există? Păi sunt undeva pe Valea Hârtibaciului, o fabrică undeva am auzit, dar nu știu. Nu. Deci aici, în zonă, cam eu fac telemeaua de vacă. Eu sunt mulțumit cu ce fac și dacă mi se trece tot ce fac, nu mă mai acces pe altceva. Cum produceți vorajele? Cum le obține? Avem pământ, lucrez pământ, am lucernă, cosât, balotat,
am arabil, semăn cereale, porumb. Cât e al dumneavoastră, cât e în arendă? Am și în arendă, am și eu vreo 10 hectare ale mele personale, restul arendă, vreo 10-15 arabil și am de la primărie aproape 50 de hectare pășune pentru vaci și ne descurcăm. Cu reproducția cum faceți? Sămânțare artificială, pentru că sunt scris în Asociația Crescătorilor de Bovine și la COP. Am un sămânțător care vine și ne sămânțează. De când e și un medic veterinar zonal care vă ajută în acestea? Medicul veterinar, da, de la circa noastră, din Apoldul de Jos și mai am pe cineva care tot așa mai ajută în, aici în fermă, un vecin care e medic și cu el ne consultăm. Urmând exemplu dumneavoastră, mai e câte cineva așa care zice, uite domne, Ilie a reușit, parcă aș face și eu. Păi nu știu, nu. Deci, sunteți ca exemplu în zonă, de fapt, nu? Păi, nu singurul crescător de animale, dar eu mă ocup și... Mai organizat? Cu producție și cu fac brânză din lapte, că la noi în zonă nu se colectează. Așa. Și cine mai are aici în zonă, le ține numai pentru viței, pentru carne, nu pentru lapte. Poate că nu ar fi rău ca acest exemplu să fie urmat și de alți crescători de vite din zonă, dar fiecare fermier are nevoie de sprijinul autorităților, de programe bine conturate și de un pic de coerență în decizii. Cum se poate implica mai mult în acest moment primăria pentru a ajuta fermierii? Noi în acest moment îi ajutăm cu pășunatul, în special avem pășunatul din fața mea, îl are domnul Oltean. Îi ajutăm cu ce putem, cu sfaturi. În primul rând trebuie să-i ajutăm cu sfaturi. Am și chemat consultanți care să-i ajute pe măsurile pe agricultură, cu un proiect, cât de mic, cât de mare. Orice leu care îl aduce un cetățean, un producător în localitate, este al localității. Nu ne uităm că este doar al producătorului. Având în vedere că pe PNRR s-a făcut o greșeală majoră la adresa comunelor, sub 2000 de locuitori. Noi nu putem să depunem proiecte pe fonduri europene. Avem sub 2000 de locuitori. Atunci o să trebuiască să facem un ADI sau prin GAL. Spun nedreptate pentru că nouă la comune ne-a dat 324.770 de lei din 29 de miliarde. Au dat foarte mult la oraș și la consilii județene. Nu mi se pare normal ca fiind necesari acești bani pentru dezvoltarea comunelor. Ce s-ar putea face la momentul ăsta, la nivel central, pentru a remedia această hibă, că e o hibă? Nu cred că mai e timp de negocieri pe PNRR, pentru că s-au semnat contractele. E târziu, e tardiv. Noi încercăm. Am și făcut un ADI pe Apoldul de Jos să depunem pentru gaz. Introducerea gazului metan în Apoldul de Jos, comuna Ludoș și în Săliște. Dar totuși, tot pe ADI. Pentru că nu putem să luăm fonduri europene, suntem sub 2000 de locuitori. Asta e problema. Asta e o problemă. În același timp este vorba și de extinderea rețelei electrice. Uite, aici există un fermier care ar avea nevoie de așa ceva. Nici ghidurile nu sunt date pe fonduri europene pentru tânărul fermier sau în speță pentru fermier. Niciun ghid nu e dat pe nicio măsură. Așteptăm. Probabil o să depună, chiar i-am chemat la câteva adunări, au venit. Am încercat, deocamdată nu sunt fonduri. O să vină fonduri și probabil o să se rezolve și problema electricității aici. Ați văzut și buncărul de bucate, trebuie să-l țin acasă și moara, să se plimbe cu bucatele din sat până în fermă, pentru că e lipsa curentului. Există o asociație, nu? Asociația Primăriilor din România. Cât de mult ar putea influența această asociație anumite directive care trebuie date de la București? Ne-a ridicat această problemă toți primarii și la COR și am ridicat și am avut o videoconferință cu ministra, secretar de stat pe fonduri europene. Toată lumea cunoaște această problemă, dar un lucru rău făcut deja nu mai se poate fi îndreptat. Că am avut întâlniri la SADU, am avut și chiar cu președintele ACOR pe țară. Se mișcă lucrurile, dar nu știu cât de mult sunt ascultați. E și Asociația Orașelor, văd că acum pe PNRR au câștigat orașele. Am un oraș mic lângă noi, ia 3.800.000, parcă, dacă nu mă șel, pe PNRR. Maxim. Eu am 300...
324. Ce aveți dumneavoastră de gând ca primar să dezvoltați în continuare? Să termin un proiect pe apă, să terminăm cu apă. Am depus pe Angel Salini racordurile la canal. Suntem acum, depunem un proiect pe, cum v-am spus, cu ADU, depunem pe rețeaua de gaz. Și avem un nod rutier la autostradă, acolo vreau să dezvolt o zonă industrială. Am început să facem pugul de anul trecut, vreau să prind toate terenurile de acolo la Intravilan. Am început și întăbularea sistematică gratuită pe Apia, ceea ce nu s-a făcut până acum. Suntem la a doua finanțare. Am început și cu întăbularea tot cu acea zonă. Rețeaua de gaz o să merg până acolo, o să trebuiască să fac și o extindere la apă și la canal și electricitate, după care investitorii vin. Până nu au infrastructură, nu o să vină nimeni. Să sperăm că Apoldul de Jos se va dezvolta în următorii ani și se vor găsi soluții pentru finanțarea proiectelor propuse. Un lucru însă este îmbucurător pentru fermierul Ilie Oltean. Faptul că fiica lui este studentă la facultatea de profil a Universității Lucian Blaga din Sibiu spune multe și oferă siguranța că afacerea familiei poate fi dezvoltată în continuare. Roxana, bine te-am găsit. În primul rând vreau să te întreb ce te-a determinat să urmezi Facultatea de Agricultură. Bună ziua! Am ales această facultate pentru că fac parte dintr-o familie în care ne ocupăm cu agricultura. Este greu să fii fermier? Da și nu. Este frumos. Dacă îți place, nimic nu e greu. Contează atât de mult să duci mai departe o tradiție de familie? Da, pentru că poți să ajungi departe și se merită să ții tradiția. Câți tineri mai sunt ca tine în zonă? Nu știu, cunosc o colegă, colega mea de clasă și de grupă, care se ocupă cu produse apicole și este într-un proiect la Biserica din Turnișor. Adică ne referim la acel proiect cu piețele volante de weekend. Da. Intenționezi și tu să participi la acest proiect? Da, sigur. O să merg și eu. Voi, ca tineri, veniți cu altceva. Ce ai de gând să schimbi în afacerea familiei tale? Am de gând să, nu știu, să avem mai multe vaci, să producem mai mult lapte, să facem mai multă telemia, să ne extindem grajdul, lăptăria, utilajele agricole, să fie ceva mai mare și mai bun, ca să ne descurcăm mai ușor. În toată țara, toată lumea știe că la Sibiu se face numai brânză de oaie. Cum ați decis voi să faceți brânză de vaci? Am vrut să fie ceva nou, să nu fie același lucru peste tot. Toți colegii tăi care vor termina facultatea de la Sibiu, v-ați gândit împreună să creați o asociație, o cooperativă, să colaborați, măcar cei din zonă, mai departe în astfel de organizare? Nu ne-am gândit, dar probabil că o să facem. Nu știu cât își doresc cu adevărat acest lucru. Important este că o familie de fermieri a păstrat o rețetă, numărul de bovine va crește și, cu siguranță, peste câtva timp, județul Sibiu va avea în portofoliu și un alt tip de telemea. Telemeaua de vacă de Sibiu sau de Apoldul de Jos. Rămâne de văzut. TerraStil. Împreună construim mai bine. Emisiune realizată cu sprijinul NHR Agro Partners.